Astăzi aș dori să abordăm o temă foarte importantă și anume suferința. Întrebarea la care doresc să răspund este aceasta. De ce îngăduie Dumnezeu suferință în viața noastră ca și creștini, dar și în viața oamenilor în general? Nimeni nu este scutit de necazuri, de probleme. Este adevărat? Nici măcar noi creștinii. Și noi experimentăm adesea o situație economică dificilă. Și noi trecem prin probleme, poate probleme în familie, probleme în biserică, poate probleme cu un copil rebel care creează mari tensiuni. Sunt unii, poate chiar în momentul acesta, se confruntă cu o boală gravă, poate cu un cancer. Dar cu siguranță cei mai mulți dintre noi experimentăm persecuție din partea oamenilor răi necredincioși care nu-L cunosc pe Domnul, poate chiar din partea celor dragi din familie. Poate asculți mesajul acesta și în momentul acesta te confrunți cu o depresie puternică. Există mentalitatea aceasta că dacă vii la Domnul Iisus Hristos, nu vei mai avea probleme niciodată. Dragilor, lucrul acesta este fals. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Iov, capitolul 14, versetul 1. Zilele acestea urmărim cu toții la televizor, pe internet, situația critică din Afganistan. Suntem șocați de tot ceea ce se întâmplă în această țară. Atât de mulți oameni suferă, atât de mulți oameni trec prin situații extrem de dificile. Nu-mi pot scoate din cap ceea ce am văzut la televizor cu câteva zile în urmă, 103 morți, 10 de răniți, mii de inimi zdrobite datorită unor bombe care au explodat în apropierea aeroportului din Kabul. Necazurile, problemele, n-ar trebui să ne ia prin surprindere pe nici unul dintre noi. Necazurile ne-au fost promise de Domnul Iisus. Când era în lume, El a spus ucenicilor Săi: în lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, Eu am biruit lumea. Apostolii au îndurat necazuri inimaginabile, au avut parte de foarte multă împotrivire de oameni răi și de foarte multă persecuție. Dar toate aceste lucruri au cimentat credința lor, i-au făcut mai puternici pe calea lui Dumnezeu și au ieșit cu toții biruitori. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, ni se vorbește despre necazurile apostolilor. Pavel și Barnaba au fost împroșcați cu pietre pentru că au predicat Evanghelia. Frații lor evrei și neamurile au vrut să-i ucidă cu pietre. În versetul 5 citim: neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Oamenii aceștia au fost revoltați pe copiii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune că în împărăția lui Dumnezeu noi trebuie să intrăm prin multe necazuri. Încercările, problemele nu trebuie să ne doboare la pământ niciodată. Din contra, ele trebuie să ne facă mai puternici. Apostolul Pavel, când vorbește despre suferința primilor creștini și despre suferința lui și a apostolilor, el spune: suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 8 și 9. Apostolul Pavel știe că Dumnezeu este suveran, că El este în control și că nimic din ceea ce se întâmplă nu este îngăduit fără voia lui Dumnezeu. În anul 2019 mă aflam la o evanghelizare într-un cort aici în zona noastră, unde împreună cu alți frați am plantat o biserică. Am realizat că mi-am uitat Biblia în mașină, așa că soția mea, drăguță cum este, mi-a spus: mă duc să-ți aduc Biblia, tu rămâi aici în cort. Sunt convins că în momentul în care a ieșit din cort, diavolul a fost pe urmele ei. Doar ce a mers câțiva metri și un câine a atacat-o, a mușcat-o puternic de picior, a fost dusă la spital, a fost cusută, dar ceea ce vreau să vă spun este că mai multe zile, 2-3 săptămâni, aproape că nu putea să meargă deloc pe piciorul acela. Necazurile vin atunci când nu te aștepți, de aceea noi trebuie să fim pregătiți, dragilor, să întâmpinăm orice necaz și necazurile nu trebuie să ne doboare la pământ. Necazurile trebuie să ne facă mai puternici. Ascultați cuvintele lui David din Psalmul 71, versetul 20. Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri, spune David, și multe nenorociri.
dar ne vei da iarăși viață, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Și este adevărat, Dumnezeu în bunătatea lui l-a scos pe David de multe ori din necas, din suferință. Care este originea, care este sursa problemelor, a necazurilor? Dumnezeu nu este responsabil de suferința din lume. Cei mai mulți oameni dau vina pe Dumnezeu și spun: unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat asta sau asta? Există concepția greșită că vinovatul sau țapul ispășitor este Dumnezeu. Și totuși în cartea Genesa ni se spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ceea ce făcuse și iată că erau foarte bune, adică perfecte, impecabile. Suferința și moartea sunt consecințe ale păcatului. Primii oameni creați de Dumnezeu, Adam și Eva, au păcătuit împotriva Domnului. Păcatul s-a transmis din generație în generație și afectează întreaga omenire. Iată ce spune David: în păcat și în fără de lege m-a zămislit, m-a conceput mama mea. În Psalmul 58, versetul 3, ni se spune de asemenea că cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor, mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. Uneori suferim din cauza răutății noastre, a dorințelor noastre păcătoase, rele, egoiste. Iacov pune această întrebare: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Iacov, capitolul 4, versetul 1 și 2. În Ieremia, capitolul 2, ni se spune că Dumnezeu are un avertisment pentru poporul Israel. Ascultați cuvântul Domnului: tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Acesta a fost avertismentul dat de Dumnezeu poporului Israel: tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Suferința nu este întotdeauna rezultatul unui păcat. Sfânta Scriptură ne vorbește despre Iov și ne spune că el era un om sfânt, neprihănit, temător de Domnul. Într-o zi, diavolul s-a prezentat înaintea Domnului spunându-i că Iov îi se închină din interes. Și aici era în șoc onoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a acceptat provocarea și el a dorit să-i demonstreze diavolului că are pe pământ oameni care îi se închină în mod dezinteresat. Oameni care îi se închină nu pentru ceea ce le oferă Dumnezeu, ci pentru ceea ce este el. Durerea este un dar, te avertizează de pericole. Dacă ai durere în piept, înseamnă că va trebui să mergi urgent la spital. Ți-ai spart capul. E ok că te doare? E bine că te doare, scurge sânge. Înseamnă că ai o problemă, viața ta este în pericol. Va trebui să acționezi urgent, să suni la 112, să ajungi la urgență, la spital și să se rezolvi problema. Dacă te doare spatele, înseamnă că ai o problemă la coloană. Suferința Domnului Iisus a fost spre binele nostru. Atât de frumos spune Isaia: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși, va progresa în mâinile Lui. Aș dori să vedem acum câteva lucruri pe care le aduce suferința în viețile noastre. Vreau să vă vorbesc despre câteva beneficii ale suferinței. În primul rând, suferința îți dă ocazia de a spune altora despre Domnul Iisus. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Pavel și Sila, oameni temători de Dumnezeu, cu o dragoste nespus de mare pentru oamenii pierduți, au ajuns în temniță, au ajuns la închisoare datorită faptului că au eliberat o fată demonizată. Au ajuns să fie puși cu picioarele în butuci.
Și totuși spune cuvântul lui Dumnezeu că pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă, iar cei închiși îi ascultau. Deodată se întâmplă ceva. S-a făcut un mare cutremur de pământ, s-au deschis porțile închisorii și tot s-a umplut de spaimă. Gardianul pune această întrebare: ce să fac să fiu mântuit? Răspunsul care i s-a dat a fost acesta: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Romani capitolul 10, versetul 9. Dragul meu, crezi tu în Domnul Iisus? Îl urmezi din toată inima ta? Este necesară o mărturisire cu gura, dar este necesară și o credință reală, o credință autentică care vine din inimă. Și nu uita, credința este darul lui Dumnezeu. Suferința îți dă ocazia de a spune altora despre Domnul Iisus. Atitudinea ta în mijlocul suferinței este o mărturie pentru alții. Când treci prin încercări, prin necazuri, te plângi, cârtești, ești plin de amărăciune, gândește-te la Ștefan, primul martir al bisericii. Omul acesta a fost hulit, urât și în final ucis cu pietre. Sfânta Scriptură ne spune că înainte ca Ștefan să moară, avea o față ca de înger. Fața îi radia, îi strălucea. Atitudinea lui Ștefan în fața morții a avut un foarte mare impact în viața lui Saul, care s-a convertit, a devenit copilul lui Dumnezeu. Aș dori să vă spun despre trei mari oameni ai lui Dumnezeu care au suferit pentru Domnul. Primul dintre ei este fratele Traian Dors, poet creștin din mișcarea Oastea Domnului. El a petrecut 16 ani în închisorile comuniste din România. A scris 5.000 de poezii creștine. Comuniștii i-au interzis să scrie despre Domnul Iisus Hristos și lucrul acesta în sine i-a provocat o foarte mare durere. Dar știți care a fost chinul, suferința cea mai mare? Faptul că timp de 18 ani, părinții și soția nu i-au înțeles chemarea și au făcut totul să-l oprească în a vesti Evanghelia. Dar el a rămas fidel lui Dumnezeu, a rămas credincios și a continuat să-l vestească pe Domnul. Un alt erou al credinței a fost fratele Nicolae Moldoveanu, compozitor creștin, tot din mișcarea Oastea Domnului. El a fost condamnat la 12 ani de închisoare, din care a executat 5 ani. Dumnezeu i-a dat harul să scrie 8.000 de cântece creștine, cântece care sunt o mare bogăție pentru toate bisericile creștine din România. De fiecare dată când era torturat, el se ruga, ierta și mai compunea un cântec pentru Domnul. Fratele Richard Vrumbrand, evreu și pastor luteran, a petrecut 14 ani în închisorile comuniste. Vorbea 9 limbi, a scris 30 de cărți, majoritatea traduse în 80 de limbi. A scris o carte care a devenit bestseller, Cartea Torturat pentru Hristos. O putem găsi și în librăriile creștine din România. În vremea comunistă, creștinii din Norvegia au plătit suma de $10.000 pentru a-l elibera, așa că Richard Vrumbrand a plecat din România în vremea comunistă, a ajuns în Norvegia, apoi în Statele Unite ale Americii, a înființat o organizație care se numește Vocea Martirilor, organizație care lucrează în sute de țări și sprijină creștinii persecutați din întreaga lume. În anul 1989, Biserica Baptistă din Comănești, județul Bacău, a fost demolată de autoritățile comuniste. Păstorul bisericii, fratele Ionel Chivoiu, împreună cu alți credincioși care s-au implicat în această lucrare, unii din familie, au suferit pentru cauza Evangheliei și au ajuns la închisoare. După întoarcerea mea la Dumnezeu, mi-am dorit atât de mult să particip, să fiu prezent la procesul lor care a avut loc la judecătoria din Onești. Mi-am dorit atât de mult să-i văd pe frații mei îmbrăcați în acele haine speciale, suferind pentru cauza Evangheliei. În mintea mea mă gândeam ce mare privilegiu ar fi să mă aresteze și pe mine să sufăr pentru Dumnezeu. Dragilor, este o onoare să suferi pentru Domnul. Este o onoare să lupți pentru cauza Evangheliei.
De aceea vreau să vă spun, noi trebuie să fim credincioși Domnului și în vremuri bune, dar și în vremuri de prigoană, de suferință. În primul rând, suferința îți dă ocazia de a spune altora despre Domnul Iisus. În al doilea rând, suferința lucrează la formarea caracterului tău. Noi trebuie să avem un caracter ca al Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne schimbă în mod instant, în mod magic, ci este un proces lung, adesea un proces dureros. Apostolul Pavel ne spune că în împărăția lui Dumnezeu noi trebuie să intrăm prin multe necazuri. Problemele sunt modul prin care Dumnezeu ne șlefuiește. Ele lucrează la formarea caracterului nostru. Iacov, capitolul 1, versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dragilor, încercările au un scop. Cuvântul acesta, știți, ne spune că încercările nu trebuie să ne ia prin surprindere, noi știm că ele vor veni, dar toate lucrează spre binele nostru. Există un test, o încercare a credinței după voia lui Dumnezeu. Mulți credincioși din Vechiul Testament și din Noul Testament au suferit cu bucurie pentru Dumnezeu. Prin toate aceste încercări prin care au trecut, ei au fost modelați, au fost șlefuiți de Domnul. Aș dori să citim câteva versete din Cartea Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 36. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, adică torturați, chinuiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. De asemenea, noi știm că majoritatea ucenicilor Domnului Iisus Hristos, cu excepția lui Ioan, au murit moarte de martiri. Dragilor, din suferințe s-au născut cele mai mari caractere. Cele mai puternice suflete sunt pline de cicatrici. Suferințele îl întăresc pe om și sunt mai necesare decât orice altă plăcere pentru formarea unui mare caracter. Prin chinuri și suferințe ne este dat să căpătăm acea fărâmă de înțelepciune pe care nu ne-o pot da cărțile. Suferința este o școală, Dumnezeu este olarul, lucrează cu lutul. Noi suntem modelați, șlefuiți după chipul său. Atunci când s-a construit templul din Ierusalim, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că 80.000 de pietrari au mers în munți, în cariera de piatră și acolo au cioplit fiecare piatră după plan. Apoi, aceste pietre s-au adus la locul de asamblare și atunci când s-a construit templul, nu s-a auzit nicio lovitură de ciocan. Aș vrea să vă spun că noi suntem în cariera lui Dumnezeu. Cioplirea se face aici, pe pământ și nu în cer. De aceea trebuie să înțelegem că suferința lucrează ceva frumos în tine. Uitați-vă de exemplu, o perlă, un diamant, se formează prin suferință. Este un proces lung, un proces dureros. E firul acela de praf, acolo este durere, e lupta scoicii să izoleze corpul străin. Și rezultatul? Avem acea perlă, acel diamant frumos, de care noi ne bucurăm astăzi. Aurul este testat, este purificat prin foc. Avem aur de 24 de carate, asta înseamnă că 99,9% este aur fin, aur pur. Apoi avem aur de 18 carate, 14 carate, 9 carate. Calitatea aurului este testată prin foc. Imaginați-vă cuptorul încins la peste 1000 de grade Celsius. Dragilor, așa testează și Dumnezeu credința noastră. Dumnezeu scoate afară lucrurile rele, păcătoase, impuritățile, este acel proces de sfințenie ca noi să devenim asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată ce spune Apostolul Petru în capitolul 1, versetul 6 și 7. În ea, adică în această mântuire a Domnului, vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre,
cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu a testat credința lui Avram. Pe muntele Moria, Avram a fost gata să-l aducă pe Isaac ca șerfă Domnului, așa cum i-a cerut el. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Avram a fost un om credincios, el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Avram a avut credință că Dumnezeu îl poate învia pe Isaac chiar și din morți. Dar ascultă-mă, credința lui a fost testată. Dumnezeu a testat credința lui Avram. V-ați gândit vreodată cum sunt învățați puii de vulturi să zboare? Vulturul își construiește cuibul la înălțime, dar vine momentul în care puiul de vulturi va trebui să învețe să zboare. Vulturul scutură cuibul, așa că puiul de vulturi cade în gol, zeci de metri, sute de metri. În momentul în care aproape că este gata să se prăbușească de vreo stâncă, vulturul vine cu aripile lui, îl ia și îl poartă mai departe. Ceea ce dorește vulturul este ca puiul de vulturi să învețe să zboare. Dragilor, Dumnezeu testează credința noastră. Cu câțiva ani în urmă mă aflam în Danemarca și lucram la o firmă de construcții metalice. La un moment dat, în timp ce lucram alături de cineva, am văzut comportamentul acelei persoane și am fost fascinat. Nu știam dacă este creștin sau nu, dar m-a impresionat modul în care lucra. Pasiunea, devotamentul, lucra cot la cot cu mine. De multe ori era murdar, lucra peste program, cu atâta pasiune. Făcea totul cu toată responsabilitatea. Într-o zi, unul dintre colegii mei mi-a pus această întrebare. Știi tu, cunoști această persoană? Băiatul acesta, tânărul acesta care lucrează împreună cu tine? I-am spus că nu-l cunosc, nu știam absolut nimic despre el. Și mi-a spus așa, este fiul patronului și tatăl său dorește ca el să treacă prin toate fazele muncii de jos, pentru că într-o zi el va prelua firma și va trebui să învețe să aprecieze omul care lucrează pentru el. Dragilor, exact la fel procedează Dumnezeu cu noi. Ne trece prin toate fazele muncii de jos. Noi suntem în cariera lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu noi, Dumnezeu ne modelează, Dumnezeu testează credința noastră. Noi trebuie să ne asemănăm Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute să nu cârtim niciodată în suferință. De aceea vreau să spun, lasă-te modelat de Dumnezeu. Olarul dorește să facă un vas de cinste, să facă un vas frumos. Aș vrea să vă spun că am un prieten care de curând a descoperit că are un cancer foarte agresiv. Este cancer limfatic. Tratamentul este foarte greu. Este foarte greu de suportat. Dar în toate aceste încercări, prin toate aceste suferințe, noi știm că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu are controlul asupra vieții lui. Și exact asta am încercat să-i spun la telefon, să-l încurajez și să-i spun că ne rugăm pentru el și că viața lui este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, el este în controlul oricărei situații. De aceea spun, dragilor, ca Dumnezeu să ne ajute să acceptăm suferința, pentru că ea lucrează la formarea caracterului nostru. În al treilea rând, suferința te apropie mai mult de Dumnezeu și de oameni. Nimic nu este mai important ca relația cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos i-a ales pe cei 12 ucenici, înainte să-i trimită în lucrare, înainte ca ei să vindece bolnavi, să scoată demoni, să predice Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei au fost aleși de Domnul Iisus, în primul rând să fie cu sine, să fie cu Domnul, să aibă o relație personală cu El. Vedeți voi, oamenii sunt atât de ocupați, n-au timp pentru Dumnezeu. Până când deodată descoperă că au un cancer și mai au doar o lună de trăit. Deodată au timp să citească Biblia, au timp să se roage și încep să prețuiască din nou familia. Când suferi și doctorii nu mai pot să facă nimic, realizezi că Dumnezeu este singura ta soluție. Dar mare atenție, noi nu trebuie să-L căutăm pe Domnul doar în mijlocul problemelor, doar în mijlocul bolii al lipsurilor, nu, nu, nu. Noi nu trebuie să căutăm mâinile lui Dumnezeu, adică binecuvântările lui, ci noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu în mod sincer, în mod dezinteresat. Există pericolul acesta ca în prosperitate omul să-L uite pe Dumnezeu.
Materialismul te orbește, îți întunecă mintea. Dumnezeu îi spune lui Ioachim, împăratul lui Iuda, aceste cuvinte. Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Ieremia, capitolul 22, versetul 21. Evreii au fost 400 de ani în sclavie în Egipt. Sfânta Scriptură ne spune că suferința lor i-a făcut să strige la Domnul și să apeleze la mila sa. Faraon le-a făcut viața amară prin lucrări grele de lut și i-a dus la o aspră robie, la o aspră sclavie. Dar Dumnezeu, în bunătatea lui, le-a văzut durerea, le-a ascultat rugăciunea, s-a coborât la ei prin Moise, care a devenit un mare eliberator. Suferința trebuie să ne apropie mai mult de Dumnezeu și să ne apropie mai mult de semenii noștri. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 26. Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Ce se întâmplă dacă te lovești cu ciocanul la un deget? Suferă doar degetul acela? Nu. Tot trupul suferă, există durere în tot corpul tău. De aceea, dragul meu, aș vrea să spun că atunci când vezi pe cineva întristat, tu trebuie să acționezi. Când vezi pe cineva în suferință, tu trebuie să aduci vindecare, să torni balsam pe răni. Va trebui să faci ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, să faci ceea ce este bine. Sfânta Scriptură ne vorbește despre un om care a căzut între tâlhari. Omul acesta a fost bătut, jefuit și a fost lăsat aproape mort. Pe lângă el au trecut niște oameni religioși, oameni care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând un preot, apoi un levit, dar au fost nepăsători și au mers înainte. Apoi a venit un samaritean, îi spunem noi samariteanul milostiv. Omul acesta s-a smerit, s-a coborât la el, s-a îngrijit de el și și-a demonstrat dragostea în mod practic, turnând balsam pe rănile lui. Vedeți voi, mii de oameni au o inimă zdrobită. De aceea, dragul meu, fii un om care încurajează, un om care ridică poverile, un om care toarnă balsam pe răni. În mesajul acesta vorbim despre suferință. Am văzut câteva beneficii ale suferinței. În primul rând, am văzut că suferința îți dă ocazia să fii o mărturie pentru alții. În mijlocul durerii tale, oamenii vor vedea reacția ta și vor fi atrași la Dumnezeu ca un magnet. În al doilea rând, suferința lucrează la formarea caracterului nostru. În al treilea rând, suferința ne apropie mai mult de Dumnezeu și ne apropie mai mult de oameni. De multe ori, noi suferim din cauza răutății noastre, a păcatului din viața noastră. Dar noi trebuie să suferim cu bucurie nu pentru rău, ci pentru că facem binele. Și asta ne spune Apostolul Petru în capitolul 3, versetul 17. Căci este mai bine dacă așa este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Este voia lui Dumnezeu să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Domnul Iisus a spus, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei care vă blastămă. Fii un balsam, fii o mângâiere. Sunt atât de mulți oameni care suferă. Mulți trec prin depresie. Mulți au nevoie de o mână întinsă. Oare cum ai vrea să-și amintească oamenii de tine? Fii un om bun, nu fii un om rău. Nu fii un om dur, nu fii un om rece. Aș dori să închei mesajul acesta spunându-ți că suferința nu este veșnică, ci este temporară. În Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, avem o promisiune extraordinară. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou. În cer nu vor mai fi spitale, nu va mai fi cancer, nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi durere, suferință. Nu te cunosc personal, nu-ți cunosc problemele, dar știu că Dumnezeu este suveran, că te cunoaște și tot ceea ce îngăduie în viața ta o face spre binele tău. Suferința lucrează ceva bine în viața ta. Suferința lucrează la formarea caracterului tău. Suferința te apropie mai mult de Dumnezeu, mai mult de oameni. Suferința te ajută să fii o mărturie pentru oamenii din jurul tău. Și spun ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.